Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Începutul acestei luni îți va fi amintită de o serie de situații instabile și incitante legate în primul rând de sfera finanțelor, economiei și relațiilor cu statul. Ultima lună de primăvară nu va fi prea ușoară. Acest lucru se va datora faptului că soarele până pe 21 mai va fi în semnul taurului, care este asociat cu capacitatea de a gestiona resursele materiale. Deja la sfârșitul lunii aprilie, energiile taurului au dobândit o formă excesiv de dinamică, motiv pentru care multe lucruri se mișcă ca în timpul unui cutremur. Prin urmare, evenimentele din perioada 25 aprilie-7 mai Vârful său fiind între 28 aprilie până în 4 mai, te poate determina nu numai să te îngrijorezi, ci și să-ți corectezi planurile și să-ți temperezi ambițiile. Această perioadă este într-un sens, o furtună financiară. În plus, pe 5 mai, va fi o lună nouă, care se poate manifesta ca o lipsă de putere, irritabilitate, nerăbdare față de slăbiciunile altora, prostie. Aceasta este o perioadă foarte nefavorabilă pentru comunicarea constructivă, pentru întâlniri importante, semnarea documentelor, pentru călătorii și vizite, dorința pentru rezultate rapide și impresii de momentă te poate împinge la decizii nepotrivite, declarații neconforme și inadecvate. Cu toate acestea, furtuna nu va fi lungă și, după 11 mai, situația se va schimba rapid spre bine ceea ce te va ajuta să găsești soluțiile corecte la probleme și căile de ieșire din situații dificile. În acest moment, norocul te va însoți dacă muncești, dacă ești în stare să-ți planifici bine activitățile și să calculezi toate eșecurile posibile. Succesul poate sta în tranzacțiile financiare, investițiile în proiecte pe termen lung, construcții, după cum susține trigonul dintre Soare și Saturn în Capricorn și sextilul la nodul lunar sud în Rac. Cu toate acestea, obsesia cu îmbogățirea poate conduce la egoism, la dorința de a profita în detrimentul altora, iar aceste lucru promite doar succes iluzoriu și lipsă de satisfacție morală. Așa cum avertizează Venus în cuadratură cu Saturn în Capricorn și cu nodul lunar în Nord în Rac, pe 21 mai, Soarele se va încălzi la sânul gemenilor, ceea ce va activa energiile elementelor aerului, va fi nevoie de o comunicare mai activă, căutarea de noi informații, crearea de noi legături de afaceri și de prietenie, precum și de călătorie. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii, după a 24-a zi, contactele pot fi spontane și nesistematice, condițiile și planurile vor trebui să se schimbe din mers astfel că va fi puțin timp pentru a înțelege pe deplin ce se întâmplă. În general, acesta este un moment foarte important pentru a te pregăti pentru o furtună economică și politică mai puternică, care va începe în iunie. În lună mai încearcă să te relaxezi. În cazul în care nu există posibilitatea de a pleca în vacanță, atunci ia-ți cel puțin câteva zile libere și mergi la odihnă într-o excursie. Dacă ai dorit multă timp să-ți deschizi propria afacere, ai capital de pornire și contacte utile, nu pierde ocazie de a face visul să devină realitate. Dar în mai 2019 nu trebuie să ai încredere în cuvântul oamenilor necunoscuți. În plus, astrele te sfătuiesc să semnezi documente numai după consultarea cu un notar. Ultima lună de primăvară poate aduce confuzie în relațiile de familie cea mai frecventă cauza certurilor va fi problema financiară, invidia, adulterul sau în liniștea geloziei. Profită de înțelepciunea populară care compară tăcerea cu aurul. Dacă vrei să-i spui unei alte persoane ceva ofensator, țineți gura închisă. Învață să nu transferi responsabilitatea altora. Dacă intenționezi să te desparți sau să-ți legitimezi relația, acționează. Acum. Hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, ești o luptătoare născută să depășească orice obstacole în calea sa, fără nicio reflecție. Astrele prezică în această lună vei merge cu curaj în luptă și zelul tău în muncă nu poate fi decât invidiat. Începutul lunii mai, înainte de a șaptea zi, Va fi o perioadă foarte ocupată pentru poziția ta profesională sau socială. În acest moment, este important să-ți păstrezi calmul și să nu cedezi provocărilor, să-ți dai timp de gândire. În plus, trebuie să fii atentă în timp ce călătorești și, de asemenea, să-ți reduci graba. Perioada de la 8 la 23 va fi mai favorabilă pentru carieră, pentru a consolida situația ta financiară poți avea ocazia să conduci unele proiecte care pot fi foarte reușite și profitabile, ceea ce va spori statutul tău. În același timp, dorința de a-ți asuma riscuri și publicitatea bună te vor ajuta să-ți învingi competitorii și să atingi succesul. La sfârșitul lunii, activitatea ta va crește, iar acesta este un moment potrivit pentru întâlniri, discuții și planuri de viitor. În această lună, vei putea să-ți consolidezi sănătatea, să te recuperezi, să acorzi o atenție suficientă persoanelor apropiate, vieții personale. Multe întrebări rămase nerezolvate în trecut vor găsi soluția la începutul lunii mai, banii și relațiile. Vine un moment când o zi cântărește cât un an și, prin urmare, nu trebuie să pierzi niciun minut. Pauzele de muncă activă se vor alterna cu succes cu pauze de relaxare completă și odihnă. În mai 2019, poți dezvolta o pasiune pentru achiziționarea de articole scumpe. Vei fi sigură că nimic nu se va întâmpla în cariera ta și vei deveni mult mai îndrăzneață și mai dispusă să împarți sume mari de bani. Cu toate acestea, o asemenea risipă poate duce la o gaură de datorii și nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla în continuare. Tu ești cunoscută pentru profesionalismul tău, iar în lună mai o oportunitate de a fi formată, educată, se va arăta celor care doresc să primească sfaturi. Presiunea și pasiunea cu care îți faci treaba nu vor lăsa indiferent pe șeful tău, colegii și chiar companiile concurente. Aceste lucruri îți poate aduce un bonus financiar. Dragostea și aventurile În lună mai ai putea primi informații neplăcute despre trecutul celuilalt. Prin natura ta, o maximalistă geloasă, vei percepe imediat aceste informații ca un semn de acțiune și poți iniția procedurile ofensive. De fapt, acesta va fi începutul sfârșitului, iar turiști să pierzi relațiile foarte repede, fără a cunoaște întregul adevăr. Pentru a ști dacă este rezonabil să acționezi, ar trebui să ceri cel puțin o explicație de la partener, dar să o faci în atmosfera cea mai relaxată, încercând să înțelegi interlocutorul. Astfel îți vei ierta partenerul pentru deficiențele sale, nu vei acorda atenție punctelor negative din relație. Dacă ești singură, cu siguranță vei avea mai mulți admiratori, cupidon te pândește iar cum arată dorința de candidați pentru mâna și inima ta va fi de ajuns. Cupidon poate revigora un sentiment pe care îl consider uitată de mult și acesta va fi începutul unei noi runde de relații cu o persoană din trecut. Astrele promit o sumă impresionantă de întâlniri romantice. Nu este de dorit să refuzi. Este posibil ca, după o conversație de jumătate de oră la o ceașcă de cafea, să ți schimbi radical viziunea asupra persoanei care te-a invitat. Sănătatea În ceea ce privește sănătatea, astrele nu prevădă nicio problemă specială pentru tine. La începutul lunii, poți dori să încerci metode populare sau practici orientale pentru prevenire. Înainte de autotratament, este mai bine să consulți un specialist. Ai grijă de spate și evită stresul semnificativ asupra regiunii lombosacrale. Stelele îți recomandă să ai un stil de viață mai sănătos în luna mai, poate că acum este momentul să renunți la fumat sau să te implici activ în sport. Sfârșitul lunii mai nu este cel mai bun moment pentru tine în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea. În special cu atenție este necesar să monitorizezi inima și bolile cronice. Chiar dacă te vei afla în vacanță, nu fi leneșă, mergi la medic și află ce te deranjează. Mănâncă mai multe fructe, bea sucuri proaspete. Cel mai important lucru este să eviți tensiunea nervoasă. Nu uita de odihnă, de somn și să ai grijă de tine. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, pentru tine, în special cea de-a doua decada lunii mai, este o perioadă favorabilă pentru întărirea pozițiilor tale, pentru sporirea stimei de sine, pentru apărarea ideilor tale și crearea echipei de oameni cu aceeași minte. La începutul lunii, activitatea ta poate fi criticată, așa că va trebui să-ți ascunzi gândurile, să te temi de interpretarea lor greșită. Prima decada a lunii mai este o perioadă foarte dificilă, cu potențial de conflict. Însă de la mijlocul lunii vei fi capabilă să recuperezi, să atragi atenția asupra ta însăți, să devii mai convingătoare și mai influentă, este un moment bun pentru activitățile educaționale și științifice, pentru discursurile în public și extinderea puterilor tale, precum și pentru o perioadă romantică interesantă care promite întâlniri luminoase și de neuitat. Astrele te sfătuiesc să planifici întâlniri cu prietenii pentru a primi o încărcătură de căldură spirituală de la oameni apropiați în spirit ai grijă de cei care ți dau dragoste și un sentiment de relaxare. Câteva ore cu prietenii și se vor fi născut în tine cel puțin o duzină de idei interesante. Indiferent ce pisici te vor zgâria pe inimă, astrele nu recomandă să fii nepoliticoasă sau lipsite de bun simț. Încearcă reprize de meditație pentru pacea interioară. Deci, nu striga la un om iubit fără niciun motiv și nu răni cu cuvinte goale un interlocutor pentru că se afla în bătaia puștii tale, făți cu atenție planurile pentru 5 și 6 mai, acesta este momentul potrivit pentru a informa universul despre intențiile tale, caută evenimente sau cluburi care unesc persoane cu interese similare cu ale tale, întâlnește-te la prelegeri sau seminarii privind profilul de lucru. Cu cât numărul celor care îți împărtășesc gândurile va fi mai mare, cu atât mai mare va fi succesul tău, banii și relațiile. În mai nu vei suferi de lipsa de fonduri în conturile tale, dar fluctuațiile mari, până la devastarea completă a bugetului, pot fi provocate de dorința indisputabilă de a cheltui bani pe bunuri de lux, bijuterii scumpe și alte lucruri. Cu toate acestea, Problemele planului material pot implica dorința conducerii la locul de muncă de a-ți testa abilitățile, de a monitoriza eficacitatea ta. Lucrarea în sine nu trebuie să-ți provoace plângeri, însă propria atitudine față de astfel de verificări, observația spre, poate atrage sancțiuni inevitabile. Economiile rezonabile și bunăvoința față de colegi sunt ceea ce te va ajuta să rămâi pe linie de plutire în domeniul finanțelor. La sfârșitul lunii, trebuie să-ți încetinești activitatea și să-ți calculezi costurile, deoarece achizițiile nereușite sau inutile sunt posibile. Dragostea și aventurile, deși nu mai poți fi foarte ocupată cu munca și dezvoltarea carierei, îți va atrage atenția faptul că te bucuri de succes cu membrii de sex opus. Dacă te numeri printre cele singuratice, vei găsi cu ușurință un partener pentru tine însăți și, cel mai probabil, va fi o poveste de dragoste de birou, o uniune a doi oameni entuziasmați angajați în același loc de muncă. Trebuie să-ți amintești faptul că un partener care coincide complet cu tine în atașamentele și obiceiurile tale, Va fi confortabil în viața ta, dar te va plictisi foarte curând. În mai poți avea câteva evenimente luminoase care te vor aduce în întâmpinarea unui partener sufletesc. Relații interesante poți construi cu o persoană de natură opusă, un bărbat temperamental va fi cel mai interesant, iar relația ta nu poate fi numită plictisitoare. Dacă ai deja o familie, poți avea conflicte cu cei dragi, fiind prea pasionată de lucru și pentru că acorzi puțin atenția acestora, răceala și înstrăinarea vor fi gata să fie percepute de parteneri pentru a-și sentimentele și, prin urmare, dacă prețuiești relația, trebuie să o hrănești cu atenție, sentimente, dragoste și tandrețe, în mai te poți simți instabilă din punct de vedere emoțional, ceea ce poate afecta toate zonele din viața ta. Uneori vei putea ajunge la punctul de absurditate, când într-o clipă starea de spirit a curcubeului va fi înlocuită de un strigăt nervos din cauza lucrurilor mici. Ar trebui să încerci să-ți supui sentimentele până când ele nu te supun. Consecințele unor întreruperi necontrolate pot fi dezastruoase. Nu fi geloasă de cealaltă jumătate, indiferent cât de mult șarpele interior al îndoielii vrea să semene discordie. Ai grijă în relație și nu insulta inima iubitoare cu speculații. Dacă ai deja timbre în pașaport, adică urmași, trebuie să te concentrezi pe îmbunătățirea condițiilor lor de viață, pentru a extinde zona lor de refugiu sau pentru a revigora aspectul gospodăriei, sănătatea. În mai ar trebui să te gândești la sănătatea ta. Un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată te vor ajuta la întărirea sistemului imunitar consumă mai multe fructe și alimente bogate în vitamine. O atenție deosebită trebuie acordată prevenirii bolilor hepatice. Pentru a umple lipsa forței și a energiei, ar trebui să începi în fiecare dimineață cu gimnastică și cafea revigorantă. Vei supraviețui unei lungi dificile dacă vei respecta programul de noapte și vei găsi timp pentru un masaj relaxant din când în când. În loc de o vizită la secția de gardă a spitalului și de așteptare pentru pacienții nesănătoși, este mai util să te plimbi în aerul proaspăt și să obții o porție suplimentară de vitamina D. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni, la începutul lunii mai, vei fi foarte hotărâtă și uneori agresivă, ceea ce poate crea dificultăți în comunicare și înțelegere precum poate inhiba succesul tău financiar. De la 8 la 23 mai este o perioadă mai relaxată și mai productivă când poți să ajungi la soluții reciproc avantajoase, să negociezi și să rezolvi problemele. Cu toate acestea, este mai bine pentru tine să-ți păstrezi planurile în secret. În acest moment, ajutorul partenerilor poate fi foarte eficient, vei simți siguranța spatelui tău. În acest caz, nu numai o bună protecție te va ajuta în cariera ta, ci și capacitatea ta de a anticipa pericolul și de a face bine pentru oameni. La sfârșitul lunii vei simți o creștere a energiei, abilitățile intelectuale vor crește, mobilitatea va deveni mai activă. Totuși, ambiguitatea poate apărea în relațiile cu partenerii. Mai 2019 poate fi un punct de cotitură pentru tine, când vei putea să-ți schimbi destinul. Stai în spate și obține beneficiile dorite, deoarece pe scenă nu vei funcționa, înainte de o luptă grea pentru un loc sub soare. Pe parcursul lunii mai va trebui să arăți o flexibilitate maximă a gândirii, să fii activă și decisivă. Pasivitatea va duce la un rezultat deplorabil pentru tine. Aceasta se referă la armonia dintre mentalitate și mediul exterior, de exemplu, bunăstarea materială. În această lună, Oamenii din jurul tău, problemele zilnice de rutină și de muncă te pot aduce la cel mai înalt punct de fierbere. Ieșirea din astfel de situații poate fi într-o odihnă scurtă. Planurile nu sunt destinate să se realizeze în această lună, deoarece banii sunt suficientă de obiectiv pentru momentele necesare. Cu toate acestea, inspirația te poate găsi și nu departe, ci în interiorul tău. Uită-te la eforturile tale prin ochii celor care ar dori să-și schimbe tristețea pentru problemele minore ale tale. Dacă totuși decizi să mergi într-o călătorie, atunci nu ar trebui să o faci după a 15-a zi a lunii și până la sfârșitul lunii. Drumul te poate duce la tovară și lipsiți de griji, accidente ridicole și neînțelegeri, care te vor costa mulți nervi și bani, banii și relațiile tu te îndrepți cu siguranță asupra schimbărilor și în cea mai mare parte, nu vor apăra ca urmare a acțiunilor tale active, ci în mod de neașteptat, din circumstanțe exterioare. Din acest motiv, în prima decada a lunii mai ar trebui să-ți planifici activitățile, dar să oferi scenarii diferite, să fii pregătită pentru flexibilitate în luarea deciziilor viitoare. În a doua jumătate a lunii mai, nu vei primi super profit, dar ai toate șansele de a construi o afacere foarte profitabilă de la zero. Economiile rezonabile te vor ajuta să înmulțești suma care rămâne în conturile bancare, iar o abordare inteligentă a cheltuielilor planificate și a investițiilor în afaceri nu va goli bugetul până la ultimul ban. În ciuda nevoii de economii, îți vei putea permite să cumperi lucrurile potrivite pentru casă. În carieră, vine un moment de vârf, o situație în care poți să arăți abilitățile și să le descoperi pe deplin. Este important să lucrezi fără cusur, fără planuri înșelătoare sau cu colegii mai puțin talentați. Câștigă sincer și obține o recompensă sub formă de recunoaștere și bonusuri financiare. Dragostea și aventurile În luna mai astrele susțin că ar trebui să-ți arăți dragostea față de cei dragi și rude. Noi cunoștințe nu sunt de așteptat, în relația actuală vântul va bate calm de la pupa. Obișnuiește-te să stai mai mult cu cei dragi și simte libertatea de a oferi ajutorul. Încearcă să ai mai multă încredere în oamenii din jurul tău. Dacă ești singură, ai șanse să-ți întâlnești dragostea, dar vei fi prea liniștită, nerăbdătoare să dezvolți aceste sentimente într-o stare de dragoste mare. Probabil că te vei teme mai multe de pierderea timpului și atenției decât cu starea presupusei lipse de libertate. Tu ai întotdeauna nevoie de protecție fiabilă, dar te temi să fii complet dependentă de sentimentele tale sau de o altă persoană care întotdeauna afectează relațiile tale cu alte persoane. În viața privată a celor căsătorite poate să apară o ușoară tensiune. Partenerul tău poate să te lase să te bucuri de radele singurătății. Sunt mulți oameni în apropiere, dar poți să stai singur în mulțime. Sănătatea În luna mai ești predispusă la răceli, nevralgii și miozite. Dezvoltarea acestor boli va continua să crească. Ai grijă de sănătatea ta. Acordă atenție bolilor cronice. Ai grijă cu coloana vertebrală. Astrele avertizează că vătămările sunt posibile. În plus, trebuie să protejezi oasele și articulațiile de fracturi. Această lună poate fi dedicată în întregime sănătății tale, poți fi supusă unui examen medical. În lună mai vizitează un medic dentist. Sănătatea se poate menține la un nivel excelent, dar este necesar să monitorizezi dieta pentru a proteja sistemul biliar și digestiv. Astrele îți recomandă să abandonezi produsele cu colesterol ridicat. Zahărul merită de asemenea controlul adecvat, astfel încât a doua porție a desertului să fie cu siguranță nepotrivită. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC Pentru tine începutul lunii poate fi controversat și tensionat. Partenerii își pot exprima afirmațiile critice din cauza faptului că tu te poți simți foarte incomod. Perioada de la 8 la 23 mai va fi mai favorabilă, pot simți sprijinul altora, înțelegerea celorlalți. Din acest moment te așteaptă întâlniri neobișnuite și impresii strălucitoare, precum și vești favorabile la locul de muncă, oportunitatea de a-ți extinde relațiile de afaceri, de a-ți rambursa datoriile. Cu toate acestea, nu trebuie să-ți ignori afacerile și responsabilitățile trecute. Altfel riști să-ți rănești buna imagine deja creată. La sfârșitul lunii, încrederea și hotărârea ta vor crește, poți deveni independentă de opiniile altor persoane și uneori chiar poți șoca pe cei din jurul tău cu un comportament neobișnuit, care poate provoca confuzie și bârfe în spatele tău. În mai, cu încăpățânarea ta caracteristică, te poți gândi la tot ce există în lume căutând de noi motive pentru a mesteca singură noi concepte și idei filozofice. Cu cât te vei concentra mai mult asupra unor asemenea reflexii, cu atât va fi mai întunecată lumea din jurul tău. Principala regulă pe care astrele o impun pentru conformitatea cu liniștea ta, este să nu mai gândești în zadar. Indiferent ce probleme te așteaptă la colț, familia ta este întotdeauna gata să pună un număr puternic și să te scoată din greșeală banii și relațiile. În luna mai, la serviciu nu trebuie să-ți supraestimezi propria ta putere, dar trebuie să-ți asumi cât mai multe angajamente pe care le poți îndeplini. În mai, activitățile corporative vor avea o mare importanță pentru muncă, iar tu vei avea nevoie de opiniile și recomandările de la alți colegi, deoarece te ajută să fii obiectivă. Rezultatele muncii, realizarea eforturilor tale, nu le vei vedea imediat, dar tu trebuie să-ți continui activitatea în mod deliberat. Accentul în munca și în cele mai îndrăznețe angajamente ar trebui să fie pus pe încrederea în sine, chiar dacă nu simți puterea de a ajunge la rezultate excelente și finalizarea logică a muncii deja începute. În această lună tu poți strica pur și simplu lucrarea care are perspective destul de îndepărtate și favorabile pentru tine. Chiar dacă te simți confortabil în mândria singurătății, în mai va trebui să te alături echipei și să lucrezi împreună pentru a rezolva problemele. Astrele îți recomandă să nu fii nervoasă în fața întârzierilor, să nu fii distrasă de momentele tensionate și să cauți noi contacte la locul de muncă. Primește criticile și sfaturile cu demnitate și pentru moment păstrează comentariile pentru tine, dragosta și aventurile. Luna mai poate fi destul de dificilă pentru relațiile tale, de la tine este nevoie, ca să spun așa, de o inițiativă discretă. Faptul este că, dacă aduci varietate și un element de agitație într-o relație, partenerului tău poate să nu-i placă, dar pe de altă parte, fără această modificare, relația se poate destrăma rapid, Universul te sfătuiește să acționezi pe principiul, continuă liniștit. Dacă ești din cele singure, în a doua jumătate a lunii ai o șansă bună să te întâlnești cu persoana viselor tale și să începi o poveste nouă, frumoasă și furtunoasă. Dar impulsivitatea ta, duritatea ta în declarațiile tale, schimbarea spiritului, pot servi drept cauza certurilor și apoi despărțirea de persoana nou intrată în vizorul tău. Dacă ești căsătorită, Evenimente incitante pot să apară în viața ta personală, poți fi susceptibilă de idei obsesive deprimate în familie, ceea ce poate aduce și conflicte. Sănătatea. Sănătatea ta va depinde de munca inimii tale în luna mai, stelele te sfătuiesc să ai grijă deosebită de inima ta. Dacă nu există probleme cu ea, luna va trece fără boli. De asemenea, trebuie să acorzi atenție sistemului nervos fii mai calmă și nu te îngrijora de lucruri mărunte. Recomandarea planetelor prietenoase, să faci saună și băi fierbinți. Dacă ai o predispoziție la afecțiuni ale ficatului și ale pancreasului, ar trebui să acorzi o atenție deosebită stărilor. Bolile asociate cu ele pot să se înrăutățească până la sfârșitul lunii. Sănătatea va fi mai bună mai ales dacă ai grijă de regulile mici care sunt ușor de asimilate în rutina zilnică nu numai să te ridici, ci și să mergi la ceasul deșteptător, să nu stai până târziu la emisiuni TV și pe internet. Pentru un somn sănătos, mănâncă la ore fixă în loc de gustări, să bei mai multă apă sau să mănânci fructe. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu Începutul lunii înainte de a șasea zi, poate fi foarte tensionată și dificilă. Problemele la locul de muncă, conflictele cu colegii și superiorii pot provoca depresie, nemulțumire față de tine însăți, experiențe grave, a doua decadă va fi mai favorabilă, vei putea să soluționezi problemele, să iei decizii corecte și să ajungi la înțelegerea reciprocă cu ceilalți, este un moment bun pentru a găsi un loc de muncă nou, pentru a recruta noi angajați, pentru a efectua interviuri. La sfârșitul lunii, după a 23-a zi, trebuie să fii mai corectă decât o sfântă, să-ți restrângi egoismul pentru a nu provoca conflicte cu ceilalți. Ești predispusă la vanitate și să arăți lumii frumusețea și talentul tău într-o manieră egoistă. Singurul lucru la care trebuie să te uiți este egoul tău. Nu confunda ambiția cu dorința de a călca pe cei mai slabi în picioare. Nu fi geloasă pe persoane mai influente astfel ai toate șansele de a obține un succes semnificativ, datorită abilității de a te distra și de a privi lucrurile în mod pozitiv, Îți poți atinge cu ușurință obiectivele, vulcanul cald al energiei tale înfulecă oamenii ca pe moli, nu confunda umorul cu sarcasmul și încrederea în sine cu mândria, banii și relațiile, bugetul tău va fi completat în mod regulat, dar nu vor fi venituri la fel de mari ca și cum ai dori, iar banii vor fi suficienți numai pentru costuri nesemnificative, de funcționare, nici de cum pentru cumpărarea de lucruri mari sau bunuri scumpe. În final, astrele descriu o situație materială ambigmă pentru tine. Chiar dacă se pare că portofelul a pierdut în sfârșit în greutate, va aloca totuși fonduri pentru achizițiile necesare, dar nu va tolera până la ultimul bănuț. Aici se referă în special la cadouri pentru rude și achiziționarea de prostioare. Nu ar trebui să iei împrumuturi în această lună, să împrumuți bani de la oricine altcineva, vor fi foarte dificil de rambursat. Achizițiile de lucruri scumpe ar trebui amânate pentru o lună mai favorabilă, deocamdată merită să te angajezi serios într-o economie rezonabilă de bani în zilele dinainte și după lună plină și lună nouă, nu este necesar să ai decizii importante în viață, este bine să te abții de la semnarea contractelor, de la călătoriile lungi și calcule financiare. Erori care pot fi făcute în lună mai ca urmare a acțiunilor greșite vor fi foarte greu de corectat în viitor și, prin urmare este mai bine să le eviți prin reducerea într-o oarecare măsură a vitezei de lucru. În cariera ta, Abilitatea de a planifica lucrurile vine pe primul plan, responsabilă de termenii care sunt negociați în cadrul contractelor, intră întotdeauna la timp pentru întâlniri și nu anula responsabilitățile. În mai 2019, șeful va acorda o atenție specială unui astfel de angajat serios și va scrie un bonus extraordinar în numerar. Dacă decizi să probezi piața muncii, nu împărtăși gândurile cu colegii de lucru. Cineva îți poate lua o propunere interesantă de sub nas, venituri suplimentare se văd oarecum la orizont, dar acestea vor acoperi doar cheltuielile neprevăzute, dragostea și aventurile. În luna mai, emoțiile te vor copleși. Nu contează dacă relația este actuală sau doar începe. Vei fi plină de energie așa că orientează-o în direcție cea bună. În general, luna va fi extrem de reușită. Așa că nu-ți fie frică să experimentezi, să descoperi ceva nou în tine și în sufletul tău. Orice crezi că va fi adevărat, se va dovedi adevărat în pat. Dacă ai o familie, nu vei experimenta cel mai ușor moment din viața de familie. Comentariile tale permanente despre partener vor arunca în aer atmosfera calmă din familie, iar cuplul se poate sparge în afirmații și resentimente unul față de celălalt. În niciun caz nu ar trebui ca această agravare a relațiilor să fie introdusă în faza cronică. Este mai bine să rezolvi toate problemele aici și acum, încercând cât mai calm să intri în dialog. Răgetul regal nu ți va încălze nici inima și nici patul, ci doar îți va gădi la mândria, sănătatea. Astrele avertizează să fii pregătită pentru faptul că dacă te îmbolnevești în această lună, atunci aceasta va ține o lungă perioadă de timp. De asemenea, alimentele condimentate sunt contraindicate pentru tine, deoarece manifestarea bolilor cronice vechi de care nu ai fost chinuită în ultimul timp, acum este posibilă. Acorde mai multă atenție sănătății tale, gimnastică de dimineață, proceduri de apă, jogging ușor dimineața. Sportul cu telecomanda pe canapea este complet contraindicat. La sfârșitul lunii astrele te sfătuiesc să faci propriile retușuri din ochi, privindu-te în oglindă. Poți începe probleme cu excesul de greutate, tensiune ca o consecință a problemelor cu glanda tiroidă. Mergi mai mult în aerul proaspăt, adică mai mult decât de acasă până la autobuz sau până la mașină, dar nu te supra solicita, poți provoca exacerbarea bolilor cronice. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara Pentru tine, întreaga lună mai este o perioadă favorabilă, cu excepția primelor zile, când stima de sine ar putea fi rănită și acțiunile tale pot fi criticate. Ca să fiu mai precisă, Luna mai va fi o adevărată zonă de așteptare pentru spectacolele tale demonstrative cu privire la comentariile și cuvintele altora. Toate acestea vor fi asociate cu munca, cu poziția ta în echipă. Tu vei căuta o armonie și echilibru inaccesibile, poți fi destul de supărată când cineva nu se încadrează în regulile scrise de tine pentru tine. Trebuie să începi cu tine însăți, fă o curățenie generală în propria percepție a lumii. Uită-te la cerințele tale din partea interlocutorului și gândește-te cât de confortabil este pentru cei dragi să trăiască într-o atmosferă de nemulțumire și perforare perpetua creierului. Practicile meditative, exercițiile de respirație, te vor ajuta la reducerea gradului de irritabilitate, altfel vei risca să te hrănești până în iarna fără rezultat, epuizând kilometri de nervi. Recunoaște că alte persoane pot avea un punct de vedere diferit, că și ceilalți au familii, probleme personale, și un orar biologic așa cum ai și tu, perioada de la 6 la 23 mai va fi foarte favorabilă, iar energiile armonioase ale planetelor de pe astrogramata natală îți vor afecta afacerile, relațiile cu ceilalți și starea de spirit, luna mai este un moment bun pentru călătorii, recreere, pentru organizarea vacanțelor și îmbunătățirea acasă, cumpărarea de lucruri scumpe în casă și chiar imobiliare. Apropo, te poți pricopsi cu o proprietate decentă la un preț de chilipir. În orice caz, vei fi capabilă să trăiești în acest timp foarte fructuos, chiar dacă te vei dedica nu numai afacerilor și muncii, vei avea și parte și timp pentru aventuri și divertisment romantic. Dar la sfârșitul lunii, Vei avea nevoie de concentrare în muncă și de aptitudini organizatorice bune pentru a-ți împăca spiritul rebel. Astrele te avertizează că luna aceasta nu trebuie să te îndepărtezi de regulile de politețe. Punctualitatea precisă te va ajuta la stabilirea unui echilibru în toate sferele vieții. Fii responsabilă și pleacă de la muncă exactă la ora la care se termină programul, treci pragul ca să-i lăsând în urmă toate grijile banii și relațiile. În această lună poți fi forțată să faci față și să rezolvi anumite dificultăți, astfel încât să nu interferezi cu viitoarele întreprinderi. Ar trebui să dedici timp celor mai de seamă oameni care te pot ajuta la dezvoltarea soluției potrivite în viitor, fără a afecta viața ta privată. Rezultatele muncii nu vor fi văzute imediat, dar, prin toate mijloacele trebuie să continui linia activității tale. Steagul tău în lună mai ar trebui să fie încrederea în sine, sectorul financiar în mai poate scădea ușor sub presiunea unor cheltuieli neprevăzute pentru nevoile gospodăriei, de aceea ar trebui să încerci să pui în rezervă cel puțin o sumă mică. Șansa de a începe o afacere cu un prieten apropiat este minunată, în a doua jumătate a lunii mai energia ta va încetini, în această perioadă poți face pași impulsivi. Greșel în activitatea ta profesională sau în afaceri, modificările din această perioadă vor fi primite cu mare dificultate de tine, și majoritatea eforturilor tale nu vor fi îndreptate împotriva împrejurărilor și problemelor externe, ci împotriva complexelor interne și andoelilor de sine ocazionale. Astfel poți rata o ocazie minunată. Dragostea și aventurile, ești singură, îți poți întâlni dragoste. Desigur, în afara casei nici de cum în spatele draperilor așteptând cavalerul să te salveze din ghearele mândrei tale singurătăți. De va fi să fie, relația se va dezvolta destul de rapid și luminos, ca într-un roman frumos, dar vor exista multe dificultăți pe calea ta care trebuie depășită împreună cu noul tău ales. Cu toate acestea, nu ar trebui să te grăbești să ai decizii cu privire la viața ta personală, Deoarece sentimentele trebuie să fie verificate de timp și pentru că tot vorbesc despre el, în mai îl poți întâlni prin împărtășirea hobby-urilor, sportului și chiar a activităților profesionale. Totuși ar trebui să încerci să scapi de ta eterna, deoarece din partea partenerului, atitudinea lui față de tine va fi foarte caldă și înțelegătoare. Dacă ești căsătorită, va trebui să rezolvi mai multe întrebări care definesc familia și toți cei apropiați vor aștepta cuvintele tale, de aceea nu ar trebui să-i înșeli în așteptări. Sănătatea. Aici nu este vorba despre un horoscop de carieră și pot spune, pur și simplu nu ai suficientă activitate, te miști foarte puțin. Tu când ai trecut ultima oară granița județului, toate mările? oceanele și alte facilități de agrement te așteaptă. Apropo, vorbind de despre asta, nu înseamnă deloc o distracție plăcută în compania unui hamburger și a unui televizor. Ai nevoie de o mașină, o mare de oameni pozitivi și o mare companie de iubiți fericiți, de prieteni și, în general, de toți oamenii de pe planetă. Află că la sfârșitul lunii mai vei deveni mai nervoasă? mai ales dacă iei decizii sub presiune emoțiilor. Controlează-te! Mediul poate submina în mod semnificativ sănătatea ta fizică, ca și sănătatea psihologică și credința în tine însăți, iar aceste lucruri duce inevitabil la scăderea stimei de sine. Relaxează-te și nu asculta pe nimeni. Gândește-te cu capul și hotărăște-te cu răceală. Ai să spui că sunt puțin obraznică, dar tu îți adesea că munca ta nu o fac roboții de exemplu, dureri de spate de la ședere prelungită într-o poziție greșită, migrene datorită stresului, gastrite datorită faptului că mănânci cum știi doar tu să mănânci. Este timpul să te detensionezi și să-ți amintești de exercițiile industriale vechi, rotire ale capului, mișcări ale trunchiului, ale brațelor. Măcar atât sigur că poți. Aerisește camera sau biroul pentru a evita să devii victima virusilor dar nu sta în acest moment sub fereastra deschisă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța Începutul lunii mai pentru tine este o perioadă de conflict și, uneori tu însă îți vei provoca argumentări cu oameni apropiați, vei protesta împotriva oricăror încercări de a te presa. Satisfacția față de sine și față de mediul înconjurător poate lua diferite forme, deci este important să ai în acest moment o constrângere și înțelepciune. În perioada între 7 și 23 mai, situația se va calma și mai multe energii armonioase te vor ajuta să urci pe coama valului, să faci schimbări radicale în situația ta, dar într-un mod mai corect și diplomatic. În acest moment, pot apărea schimbări serioase în relațiile cu oamenii apropiați, care vor fi la timp și necesari potrivit astrelor, este timpul să treci de la conversații lungi la acțiuni decisive. Activitatea ta în această perioadă poate accelera procesul de avansare în carieră. Toate informațiile necesare îți sunt deja disponibile, rămâne ca tu să le aplici corect. În planificarea amănunțită se află secretul înălțimilor de neînchipuit. Afacerile proprii se potă bucura de o creștere și o dezvoltare stabilă. Ridică-și încearcă să găsești noi parteneri, nu te teme de nume mari, locul tău de muncă va crește doar dacă firma se numără printre principalii jucători. La sfârșitul lunii, problemele vechi nerezolvate pot să-ți fie reamintite și va trebui să acorzi mai multă atenție celor dragi, ceea ce te va forța să-ți restrângi temporar activitatea și planurile, banii și relațiile în lună mai trebuie să te adaptezi la circumstanțele existente și să utilizezi numai acele tehnici dovedite care au avut anterior rezultate bune. În această lună, ar trebui să ai grijă pentru o comunicare de afaceri calmă și fructuoasă, deoarece, mai mult ca niciodată, vei deveni dependente de mediul social. În activitatea ta trebuie să aderi la principiile de cooperare cu alți colegi și parteneri, deoarece dacă lucrezi singură nu vei ajunge la nivelul de succes de care ai nevoie. La sfârșitul lunii te poți găsi pe teren instabil. Aceste lucru poate fi exprimat atât în planul material, cât și în ceea ce privește călătoriile. Dacă ți se oferă o călătorie de afaceri în interesul serviciului, nu o refuza. amintește că instabilitatea este mediul tău firesc și necesar, poate fi bună pentru tine componenta financiară va reveni treptată la normal. Dragostea și aventurile Dacă te afli într-o relație, în mai 2019 vei avea sentimente delicate pentru cel ales. Poți dori să creezi lucruri romantice, surprize, sublinind în orice fel dragostea ta. Dacă ești obosită de relația ta actuală, nu vezi dezvoltarea ei ulterioară, eliberează-te. Pariază pe căutarea unei noi iubiri. Sunt sigură că vei avea noroc. Dacă ești singură, în această lună poți să te îndrăgostești de o persoană aflată deja într-o relație. Triunghiul iubirii poate exista pentru o perioadă lungă de timp, dar va duce cu timpul frustrare, suferință și agonie spirituală. Un vârtej de emoții noi te poate cople și complet, dar încearcă să nu-ți pierzi capul. Dacă ești și singură și inactivă, te poți aștepta o întâlnire cu un bărbat care îți poate întoarce lumea pe dos, te poți îndrăgosti ca prima dată. El poate să-ți răpească inima, dar îndrăgostirea va fi doar prima etapă a relațiilor, ale căror viitor vor depinde numai de tine. Astrele îți recomandă să-ți amintești faptul că oamenii nu știu cum să citească mințile, ceea ce înseamnă că trebuie să ai grijă și să arăți vizibil, să te exprimi concret. Sănătatea Nimic global nu trebuie să se întâmple, desigur, dacă tratezi sănătatea cu respect, astrele îți recomandă să-ți întreți dinții. Această lună este, de asemenea, ideală pentru verificarea ochilor. nu îți face griji, nu trebuie să tratezi nimic, doar dacă faci în mod regulat examinări, atunci totul va fi normal. În a doua jumătate a lunii mai, trebuie să acorzi atenție bolilor care pot fi asimptomatice. Dacă te simți obosită, asculteți corpul, recâștigă-ți puterea. Astrele îți recomandă să faci plimbări regulate timp de 40 de minute pe zi. Fii atentă că vine un moment în care tractul gastrointestinal va aduce posibile neplăceri. La primul semn de durere, mergi imediat la medic. Mai bine să fii în siguranță. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion, la începutul lunii mai trebuie să fii mai tolerantă și mai tacticoasă în relațiile tale cu ceilalți, deoarece glumele și declarațiile nesăbuite pot crea situații incomode și conflictuale și îți pot afecta munca. Datorită puterii de convingere și înțelegerii motivelor comportamentului celor din jur, vei putea negocia cu succes, poți să rezolvi probleme complexe, să găsești noi parteneri și aliați. În aceste momente, întâlnirile și impresiile romantice nu sunt excluse. Decisivitatea și statornice ar trebui să devină satelitite. Aceste trăsături te vor ajuta la atingerea înălțimilor. Cariera ta poate fi mulțumită de oportunitățile de deschidere, iar chiar și proiectele anterioare suspendate vor avansa impetuos. Amintește-ți codul onoarei și demnității. Perioada de la 8 la 23 mai va fi mult mai pozitivă, vei putea să acționezi mai subtil, ceea ce îți va spori influența și te va ajuta să îți atinge obiectivele, și încântător te va ajuta în termeni materiali, bunăstarea va crește, veniturile provenite din resurse noi sunt susceptibile, este recomandabil să profiți de o situație bună pentru a investi în viitor, cu o planificare adecvată, poți organiza o creștere substanțială a valorii deja existente și poți ajunge la un nivel decent de venituri pasive, banii și relațiile. În prima decadă al lunii mai, poți reuși să-i convingi pe ceilalți în ceea ce privește rentabilitatea și perspectivele bune ale ideilor tale. Vei putea promova activ munca ta, iar entuziasmul tău va fi cu adevărat infecțios pentru cei din jur. În curând, vei putea aduna în jurul tău o echipă de oameni asemănători și să continui să te angajezi în munca colectivă, implementarea în comună a proiectelor. Este necesar, pe de-o parte, să te bucuri de viață și, pe de altă parte, să lucrezi activ pentru ca altcineva să nu ți ia locul sub soare. S-ar putea să simți nevoia de a scăpa de realitate, dar e mai bine să tratezi această nevoie cu o nesimțită indiferență. Dacă este posibil, încearcă să te informezi mereu ce se întâmplă în domeniul activității tale. La sfârșitul lunii pot apărea pierderi monetare, cheltuieli neplanificate, precum și promisiuni și acorduri nerealizate din partea partenerilor, care ar putea împiedica planurile și speranțele tale, dragostea și aventurile. Dacă ești deja căsătorit ar trebui să ai grijă de călătorie. A doua lună de miere de care ai nevoie poate fi chiar în mai 2019. În viața ta personală poate exista o schimbare plăcută. Această lună va fi favorabilă pentru reformarea relațiilor romantice și pentru a clarifica cauzele de certuri în familie. Copilor trebuie să li se acorde mai multă atenție, deoarece trebuie să te ocupi de rezolvarea unor probleme și ar trebui să fii conștientă de tot ceea ce fac descendenții. Dacă ești singură și aștepți iubirea, vei recunoaște în mod inconfundabil persoana necesară și importantă pentru tine chiar și într-o mulțime de oameni. Romanța te poate captura în mai și poți ameți într-un vârtej de emoții, fără a renunța la îmbrățișorile trecătoare. Familiarizarea cu a doua jumătate adevărată nu este departe. Un sentiment brusc va părea, cel mai probabil în peisajul obișnuit în transport sau pe stradă. Desigur că te așteaptă suișuri și coborâșuri, dar succesul va fi mult mai multă decât eșecurile. La sfârșitul lunii mai va trebui să îndrumi persoana pe care o iubești sau pe cei care te iubesc. Este posibil ca atitudinea sa să te motiveze să ai decizii active legate de cariera ta, sănătatea, să nu spui că nu ai fost avertizată. De ce te implici în aventuri dubioase? Amintește-ți că în această lună diverse afecțiuni și experimente nu vor aduce nimic bun. Ar fi trebuit să fie observat că toate cele trei domenii ale vieții, carieră, afacerile de dragoste și sănătatea, sunt strâns legate între ele. În această lună ar trebui să renunți la efortul prelungit. Alege ceva mai simplu și bucură-te de o vacanță minunată. Dacă nu dorești o vacanță, alege gospodăria. Dacă te decizi să te relaxezi serios, odihnește-te. Nu există interdicții speciale pentru acest sector pentru tine. Tu ești șefa, așa că procedezi după cum dorești, dar fii atentă la probleme legate de sistemul digestiv. Pentru a le evita, urmează o dietă, mai ales dacă au existat precedente. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător. În această lună te așteaptă schimbări foarte neașteptate pe toate fronturile. Vor fi atinse toate zonele legate de inimă și de carieră, spun astrele pe astrogramata. ta. Multă noroc te va favoriza dacă vei fi hotărât și vei acționa fără a lua în considerare concurenții. Energiile primei săptămâni din lună mai nu sunt foarte favorabile pentru sănătatea și activitățile tale și nu vei putea să le folosești în mod fructuos acțiunile tale de la începutul lunii pot fi agitate și impracticabile, astfel că va trebui să acționezi fără entuziasm, scufundându-te în lucruri de rutină. În același timp, activitatea partenerilor îți poate provoca iritare, care nu va duce la rezultate pozitive. Mai mult pozitiv va fi perioada 8 la 23 mai, când vei vedea perspective reale pentru care merită să te încurci. Acesta este un moment favorabil pentru creșterea veniturilor, pentru pregătirea fundației pentru noi proiecte de afaceri. În același timp, determinarea și disponibilitatea de a-ți încerca mâna într-un nou domeniu te vor ajuta să-ți schimbi locul de muncă sau tipul de activitate. După 8 mai este timpul să-ți faci apariția, să lucrezi la păr, stil, să efectuezi un audit în garderobă, să scapi de gunoi. La sfârșitul lunii trebuie să acționezi mai atent, mai ales în relațiile cu partenerii, banii și relațiile. În prima decada a lunii, este necesar să te angajezi în autoeducație și să abandonezi acele calități care te trag înapoi, nepermițându-ți să te dezvolți. Trebuie să încerci să-ți asumi mai multă responsabilitate, dar nu trebuie să fii totuși excesivă. Altfel toate ideile tale creative și inovatoare vor fi îngropate sub o grămadă de muncă neterminată. Oricare dintre lucrările tale va fi în succes, dacă este realizată creativ, cu entuziasm. Vei putea provoca literalmente pe toată lumea, dorind să fii creativ în oricare dintre deciziile tale. Principalul lucru este să nu reacționezi exagerat în acest proces, deoarece... Datorită manifestărilor externe și a impresiilor, poți pierde ceva foarte important care are nevoie de elaborare detaliată. În termeni materiali, sunt așteptate momente tensionate, care necesită acțiuni. Solicită asistență numai persoanelor apropiate. În loc de împrumut, în mai este de dorit să strângi curaua. Pe la mijlocul lunii trebuie să-ți demonstrezi caracterul și să-ți aperi punctul de vedere în fața celor care nu sunt de acord cu tine. La sfârșitul lunii mai, poți avea un patron sau un protector provenită din vechi legături, iar aceste lucruri te va ajuta în implementarea planurilor tale, dragostea și aventurile. În viața personală, poate exista o schimbare plăcută această lună va fi favorabilă pentru formarea de relații romantice. Când vine vorba de experiențe romantice, tu ești adesea prea exagerată. Atâta timp cât semnul de foc însuși și apără granițele, nu se grăbește să respecte spațiul personal al celei de-a doua jumătăți. Alungă-ți îngrijorările și oprește suspiciunile fără motiv. Dacă nu există o persoană decentă la orizont, atunci aceasta nu va fi pentru multă timp tocmai pentru că ești prea pretențioasă. Cupidonul a ales deja candidatul perfect pentru tine. Sănătatea Natura însăși te va ajuta să depășești toate dificultățile. Astrele promit că în această lună vei deveni mai mobilă, mai energică, entuziasmul tău va umple fântâna, dar nu uita de exercițiile fizice normale și de un suflet cald de dimineața. Ai tot ce are nevoie un adevărat lider, așa că nu sta cu brațele încrucișate. Fii atentă, poți fi otrăvită luna aceasta. Fii sigură că nu de alții, ci din propria atenție. Încearcă să-ți curăți complet corpul de toxine. La urma urmei, ce ar putea fi mai plăcută decât o vacanță petrecută împreună cu sufletul tău, sau în compania celor mai buni prieteni și o sănătate excelentă. Încearcă să nu abuzezi de alimente prea picante, deoarece acest lucru poate afecta negativ organele digestive. Bolile cronice ar trebui, de asemenea, să fie ținute sub control. Nu rata întâlnirea în mai cu medicul de familie și nu uita de prevenire. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn, luna mai pentru tine este o perioadă destul de favorabilă. Deși la începutul lunii impactul negativ poate afecta starea ta psihoemoțională și atitudinea ta față de muncă, datoria ta, vei putea simți presiunea partenerilor tăi și problemele urgente vor fi o povară grea în prima săptămână a lunii. Te vei simți mai confortabil și mai liberă în perioada între 8 și 23 mai, când va fi mai ușor să te organizezi nu numai pe tine însăți, ci și pe cei din jurul tău ceea ce va spori productivitatea acțiunilor tale. Luna mai este o perioadă bună pentru a soluționa conflictele din trecut, pentru a rezolva problemele și a crește influența asupra altora. Cu toate acestea, este important să nu abuzezi, altfel riști să pierzi încrederea prietenilor sau rudelor. La sfârșitul lunii, se poate intensifica confruntarea cu partenerii și opoziția rivalilor și concurenților banii și relațiile, creativitatea și libertatea ta interioară se vor manifesta cel mai activ în muncă, pentru a avansa spre obiectivele tale, va trebui să fii gata să renunți la distracția obișnuită, să schimbi toate metodele vechi de muncă la cele noi, progresive, în scopul de a construi o carieră în viitor sau de a atinge prosperitatea în afaceri va trebui să fii de acord să renunțe chiar la unele dintre propriile cerințe de confort sau privilegii. Calmitatea și bunăvoința ta, poziția ta neconflictuală, abilitatea de a face compromisuri, vor împiedica dezvoltarea situațiilor de impas și de conflictă din a doua decada a lunii mai. Este necesar să afișezi toate laturile tale cele mai puternice. Există posibilitatea că nu vei mai fi mulțumită de sistemul în care lucrezi și vei începe să te gândești la schimbarea domeniului de activitate, dragostea și aventurile. Dragostea te va încălzi mai numai cu condiția ca tu să ai în cele din urmă un moment să te uiți la ea. Practicitatea ta nu are întotdeauna un efect bun asupra stilului, deci e timpul să te abați de la principii și să devii mai atractiv în ochii sexului opus. Printre cunoștințele persistente și zâmbetele de complezență se află un sentiment real care trebuie văzut. Nu rata șansa, altfel vei fi din nou singură pe tot parcursul anului. Poți fi întotdeauna în centrul atenției, poți fi sufletul oricărei companii. Într-o astfel de situație te vei bucura de succes continuu cu membrii de sex opus și vei accepta cu bucurie flirtul, lauda și complimentele la adresa ta. Dar în lună mai se pare că nu te vei grăbi să dezvolți o relație serioasă, căci acum vei fi mulțumită de o poveste ușoară, neobligatorie. Dacă ești singură și hotărâtă îți poți întâlni dragostea, dar aceste lucru nu se va întâmpla înainte de a scăpa de complexele tale. Orice relație care pornește poate ruina pedanteria ta, precum și dorința de a învăța pe toată lumea tu trebuie să-ți reconsideri abordarea față de oameni, să-ți schimbi promisiunile astfel încât să fii binevoitoare și să nu afectezi libertatea altor oameni, apoi îți poți construi cu ușurință fericirea personală, sănătatea. Este clar că ești un prădător, dar în opinia mea, hamburgerul și băuturile gazoase nu sunt cea mai bună pradă. Trebuie să acționezi o alimentație corectă, jogging, ciclism, în not, este tot ceea ce ai nevoie pentru a menține un corp sănătos și o minte sănătoasă. Lucrează pe tine însă îți renunțe la obiceiurile proaste. Amintește-ți că în această lună ai toate șansele de a te îndrăgosti, de a te căsători, de a face o mulțime de bani. Pentru asta ai nevoie de sănătate. În această lună ar trebui să ștergi dumerirea și să începi să te iubești cu adevărat. La urma urmei, Adevăratul lider nu poate fi bolnav, în mod constant dezlănțuit va fi un lider amorf. Disciplina și controlul de sine sunt ceea ce ai nevoie în această lună. Prin urmare ar trebui să fi distrasă de la cucerirea Olimpului și să încetinești ritmul mișcării. Desigur, este posibil și necesar să mergi înainte, dar ajustată pentru o odihnă. Sunt necesar opriri pentru a restabili ordinea în suflet. În plus, Colapsul te poate îmbrățișa în momentul cel mai inadecvat. O decizie excelentă în mai va fi o vizită la un cosmetolog și un nutriționist. Într-o singură lovitură, rezolvi problemele de piele și pentru o alimentație adecvată. Astfel vei scăpa de centimetri enervanți pe margini. Lucrând de la aspect, nu uita de conținutul intern. Scrie obiceiurile care nu-ți plac și creează noi ritualuri. În loc de o ceașcă de cafea dimineața, poți bea suc proaspăt. Vigoarea nu se obține în cafeină, dar într-o cantitate suficientă de somn. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător Pentru tine, luna aceasta va fi legată de treburile familiei, din cauza cărora te vei simți mai dependentă de cei dragi și de problemele lor. Acest lucru se manifestă mai ales la începutul lunii mai, când te trebuie să-ți sacrifici timpul și banii pentru a le soluționa. În prima săptămână a lunii mai, conflictele și certurile din cercul familiei, din orice motiv, pot să apară mai des. Cu toate acestea, în relațiile cu rudele sau prieteni, în străinarea poate persista și la sfârșitul lunii, relațiile pot deveni din nou agravate iar tu va trebui să folosești viclenia și inventivitatea pentru a rezolva totul cu pierderi minime pentru tine însăți. Perioada de la 8 la 23 mai va fi mai confortabilă atunci când vei fi capabilă să iertara în mâinile tale și să controlezi situația. Îți va fi mai ușor să manipulezi pe cei din jurul tău și să obții ceea ce ai nevoie. Chiar și câteva cuvinte din gura ta pot avea un impact asupra altora, așa că filtrează-ți gândurile înainte de a le exprima. În acest moment, vei putea rezolva probleme controversate legate de bani și proprietate. Succesul în luna mai așteaptă cu brațele deschise pe scriitori, artiști și pe toate cele care știu să facă lucrul cu acul și Andraua. Minunatele lucrări de mână create de imaginația ta vor aduce venituri suplimentare, banii și relațiile. În prima decada lunii mai, îți vei putea schimba cu ușurință locul de muncă, în cazul în care primul nu ți-a dus satisfacție morală sau materială. În lucrarea ta, trebuie să observi toate nuanțele. Nu este nevoie să tratezi chiar și cele mai mici deficiențe cu dispreț. Ele pot crește mai târziu până la dimensiunea unor probleme enorme care blochează calea ta. Relațiile cu alte persoane din a doua decada a lunii mai se vor dezvolta foarte greu, există un risc de a provoca nemulțumirea celorlalți cu comentariile tale caustice și aspre legate de aceștia. În plus, în munca colectivă poți avea un eșec ușor, pentru că vei începe să tragi la puma pe tine. La sfârșitul lunii mai este probabil să te ocupi de detractori sau adversari. Există probabilitatea conflictelor majore pe baza diferenței de percepție a realității sau a metodelor de atingere a obiectivului pot apărea probleme grave din cauza înclinației tale de a exagera totul, dar și de a răspunde pentru nimic, dragostea și aventurile. Mai 2019 îți poate fi amintit pentru întreaga viață prin starea ta unică, romantismul, așteptarea iubirii. Dacă ești singură vei căuta cu disperare o relație și te vei îndrăgosti de un bărbat care, se pare, îndeplinește toate cerințele tale ca fiind unul ales. Dar această relație va trebui să treacă prin încercări dificile, în primul rând de din caracterul tău. Dacă vrei să-l păstrezi, trebuie să te gândești la propriile tale schimbări interne profunde. Dacă ai deja o familie, te vei bucura de îngrijire, având în vedere posibilitatea de a te relaxa, de a câștiga forță, de a-ți gândi ideile creative pentru lucru. Dar, dacă în relația cu soțul înainte de luna mai erai deja puțin răsfățată, nu vei avea o astfel de oportunitate, dar un scandal care implică opinii diferite ale cuplului asupra situației financiare nu este exclus, este timpul să cauți un echilibru, altfel astrele prevăd o pauză, în loc de acuzații goale încearcă să găsești forța pentru o soluție pașnică a conflictului, cu foștii iubiți este mai bine să nu te intersectezi. Momentele de bucurie de la reîntâlnire vor ceda rapid pretențiilor reciproce. Sănătatea În această lună, monitorizează îndeaproape activitatea stomacului și a intestinelor. Cea mai bună odihnă este somnul. Somnul sănătos, aerul proaspăt și dieta adecvată pot face minuni, ai cuvântul meu pentru asta. Până la sfârșitul lunii ar trebui să acorzi atenție ochilor. Dacă este cazul, întrerupe utilizarea lentilelor de contact pentru o vreme și optează pentru ochelari, desigur ochelari de vedere, protejează-ți de arsuri. Ei bine, în zilele noastre alegerea cremelor de protecție solară este dificilă. Nu uita de toate aceste lucruri când mergi în vacanță. Încearcă să stai departe de dulciuri și de mâncatul în pat. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran pești. Pentru tine luna mai este o perioadă destul de pozitivă, în special pentru comunicare, călătorie și activitate intelectuală. Cu toate acestea, primele zile ale lunii pot fi stricate de conflicte, plângeri din partea conducerii, a colegilor. Este posibil ca ei să poată fi înșelați de cineva, atrași de perspectivele luminoase ale vorbelor cuiva. În perioada de la 8 la 23 mai, Situația se va schimba, iar cu ea și atitudinea ta față de tine însă îți. tu vei deveni mai optimistă cu privire la viitor, vei avea încredere în prieteni și cunoștințe, acesta este un moment bun pentru întâlniri, vizite ale oaspeților, pentru impresii și de noi, vei fi mai serioasă și mai responsabilă față de parteneri și colegi, astfel încât orice cooperare poate fi foarte fructuoasă vei observa că nu vei putea să reziști sentimentului interior al fericirii, așa că vei petrece luna cu un zâmbet constant pe față. Atitudinile interne te vor ajuta la atingerea obiectivelor mai repede decât intenționezi. Succesul va sta în așteptare la fiecare pas, la locul de muncă, în viața personală, în relațiile cu rudele într-o stare de spirit ca un curcubeu este foarte greu să observi că cineva încearcă să te folosească. Dar există oameni necinstiți care sunt gata să te ducă de nas. În luna mai, nu da o singură șansă camarazilor cu două fețe. Ai grijă atunci când semnezi contracte și când ești de acord cu aventurile. La sfârșitul lunii trebuie să-ți demonstrezi hotărârea pentru a nu pierde oportunități favorabile în carieră banii și relațiile. Pisicile tipice se vor plânge în mod constant de o lipsă catastrofică de timp. Brusc toată lumea va avea nevoie de tine, vei fi sfâșiat între multe oferte de muncă, între viață personală și carieră sau afacere. Această lună va fi foarte bună pentru tine dacă nu avansezi atât de mult în noile tale proiecte, ca să aduci ordine în cele vechi. De asemenea, Trebuie să-ți organizezi viața mult mai rațional pentru a-ți conserva și întări sănătatea. Ca de obicei, la sfârșitul lunii, te vei simți obosită și vei avea nevoie de odihnă, poți decide să încetinești într-o oarecare măsură cursul muncii tale sau chiar să iei o vacanță pentru o anumită perioadă de timp, dacă simți că ai nevoie de această pauză pentru a te recupera, petrece undeva în natură într-un climat temperat și o companie plăcută, dragostea și aventurile. Dacă ai o familie, urmează o perioadă de calm și iubire reciprocă. Încearcă să arăți soțului tău iubirea, amintește-ți de trucuri și complimente drăguțe care au fost atât de abundente în perioada anterioară nunții. Totuși, luna îți va fi ocupată cu rezolvarea problemelor de zi cu zi. Se poate ivi o situație neplăcută asociată cu înșelăciunea copiilor. Stabilitatea și pacea în familie vor fi posibile doar prin participarea benevolă a tuturor părților la acest conflict într-o conversație sinceră. În această lună poți ajunge la un consens, vorbind din nimic cu inima. Dacă ești dintre cele singure, ai o bună ocazie de a-ți găsi persoana visurilor tale dar pentru a continua această relație. Va trebui să renunți la unele dintre ambițiile tale, să devii mai calmă și mai echilibrată, altfel această poveste de dragoste va continua doar până la prima dispută. Cupidon a făcut ce a știut cel mai bine să-ți găsească un bărbat care să te fi inspirat. Se pare că vei găsi acea persoană care va înțelege bine sufletul tău poetic și se va revela în sentimente cu toate fațetele. Creșteți împreună profesional și spiritual altfel vor exista contradicții persistente în pereche mai târziu, din cauza divergențelor de opinii. Dacă partenerul este puțin mai slab decât tine, va fi o mare oportunitate de a deveni mai puternică. Ai grijă! Sănătatea Sănătatea ta nu mai se reflectă în esența motoului, este greu de învățat, este ușor de luptat. Faptul este că toată energia pe care reușești să o acumulezi în ultima lună de primăvară îți va permite să te simți minunat și să te bucuri de viața ulterioară. Depunerile sunt ceea ce te va chinui luna aceasta. Astrele îți recomandă să acorzi atenția articulațiilor. Nu uita de măsurile preventive. Îți voi dezvălui un mic secret. 13.500 de pași pe zi. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru a-ți ridica tonusul. Atâta vreme cât starea ta psihologică va fi în mod constant bună, sănătatea ta va fi excelentă. Doar nu încerca sporturi extreme, mai ales dacă antrenamentul sportiv nu este suficient. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!